Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la The Money Show, ediție specială. O ediție specială în care ne propunem să vă arătăm că economia poate fi amuzantă, poate fi amuzantă prin purtătorii de mesaje și prin mesajele pe care aceștia le poartă. Sunt oameni puternici, oameni celebri, de la Donald Trump până la Ronald Reagan, care au avut cuvinte de spus despre economie și unele au rămas în istorie. George Bush în fiecare săptămână se poate spune că înscrie ceva în istorie prin cuvintele sale. Sunt cuvinte ale oamenilor celebri care afectează economia sau, dacă nu afectează economia, măcar stârnesc râsul. Împreună cu Sorin Marinescu, colegul meu, realizator la The Money Channel, vom face această ediție specială și cu încă cineva, dar înainte, bun găsit, Sorin. De ce facem ediția asta specială? Bună seara! Am hotărât să facem această ediție specială pentru a analiza și pentru a ne amuza, să spunem, în contextul creșterilor economice din ultimii ani. Vedem tot felul de afirmații ciudate, unele voite, unele probabil cu o formă a cuvintelor puțin înțeleasă, puțin greșită. Am hotărât să luăm ca exemple unele lucruri ciudate, cum ar fi, vorbeam cu Radu mai devreme, puțină lume știe că la nivel internațional unul dintre cei mai mari producători de cacao este Coasta de Fildeș, iar variațiile de preț pe piețele internaționale, în special la Londra, variază în cursul zilei în funcție de apetitul pentru lucru sau nu. Sau al chef să râdă de economie. Exact, exact. Am văzut amenințări, practic, cum că ar arunca producția în apă, în porturi de încărcare, dacă nu îi sunt plătite salariile. Un lucru amuzant, dar pentru care au de suferit prețul acțiunilor companiilor sau prețul produsului în sine. Chiar recent citeam un lucru și anume că erau supărați cei din Coasta de Fildeș că n-au vândut cacao la prețurile maxime atinse în urmă cu ceva timp și se pregăteau să mai arunce încă o dosă puternică de cacao în apă. Și asta nu are decât un efect, să crească prețul, să ajungă din nou acolo și poate să vândă din nou cacao la prețuri mari. Dar nu facem această emisiune. Avem în această seară alături de noi o colega noastră, Ana, ne va ajuta, ne va aduce practic în atenție care sunt titlurile, care sunt subiectele pe care le vom discuta și pe care le vom analiza. Bună seara, Ana, și bine ai venit la noi! Bună seara! Mă bucur să mă aflu în această seară la Money Channel. Și noi ne bucurăm foarte mult, Ana, mulțumim pentru că ești alături de noi. Ana ne va arăta aceste citate celebre pe care împreună cu Sorin le vom comenta. Spuneam că economia de multe ori stârnește râsul, de multe ori stârnește plânsul atunci când e vorba de oameni celebri, oameni în putere, oameni care au puterea deciziei și sunt decidenți și în momentul în care se exprimă se pot mișca piețe. Mi-aduc aminte, Sorin, la un moment dat un viceguvernator al Băncii Centrale a Chinei spunea așa când China se îndrepta spre mii de miliarde de dolari ca rezervă valutară, zicea într-o întâlnire oficială la Shanghai că avem impresia că avem cam multă expunere pe dolar. Când spune China acest lucru, ce se întâmplă? Imediat va reacționează piața în ideea că scade dolarul american, înseamnă că China ar avea intenții să vândă rezervele sale, să se diversifice. Iată o afirmație în care în cel mult 5 secunde de la apariția ei publică duce la o scădere puternică a valorii dolarului. Este orice marfă, orice instrument financiar, trebuie să-l priviți ca pe un produs, ca pe mere. Dacă avem o ofertă mare de mere pe piață, prețul lor scade. La fel ca și în cazul care amintea Radu, o ofertă mare de dolari din partea Chinei prin discursul, sau cel puțin ce s-a înțeles din discursul viceguvernatorului băncii, înseamnă practic o scădere a valorii acestuia pe piață. Un caz similar, dacă vrei să ne legăm puțin de valoarea dolarului american și de declarații, la o conferință G7 în urmă cu câțiva ani, noul numit secretar al trezoreriei sau ministru de finanțe de la vremea aceea, un personaj celebru, dacă îmi aduc aminte bine, domnul Baker, iese și anunță că a pus la punct, a aranjat pentru întărirea dolarului instantaneu, se duce prețul adică dolarului. Adică s-a înțeles cu miniștrii de finanțe din cele 7 state puternice industrializate să întărească dolarul? Mai mult decât 7 state puternice industrializate, reprezintă 85% din economia mondială, deci practic tot ce se întâmplă în lumea asta și au hotărât. Pentru cei care nu știu, ședințele sunt secrete, efectele se văd în timp, este o strategie practic mondială, nu este accesibil oricui. A fost foarte șocant și cu reacție a zdruncinat practic piețele această declarație, apreciind dolarul american. Bineînțeles, în toate cazurile de care vorbim,
apar și contraargumente. Deci apar imediat acești oameni și anunță: am înțeles noastră greșit, nu am vrut să spun lucrul acela. Da, mai zic pe urmă că îi stau și se amuză când văd diversi analiști economici care spun ceea ce ar fi vrut să spună acești decidenți, acești oameni politici, acești oameni care au puterea cuvintelor și prin care influențează piețele. Dar împreună cu Ana vom avea câteva declarații, unele de bun simț economic, altele amuzante. Și cred că ar trebui să începem cu prima afirmație. Să vedem care e prima afirmație în această seară. Prima afirmație este spusă de John Howard. Într-adevăr, John Howard, care vorbește despre salarii, vom avea imediat și noi prima afirmație a lui John Howard. Care e părerea ta despre salarii, Sorin, înainte? În primul rând, s-ar putea să fie o afirmație bună, eu știu dinainte. Având în vedere că lucrurile ieftine de obicei își reflectă valoarea, mai ales în cadrul piețelor mature, valoarea este reprezentată prin bani și nimeni nu își prea permite să dea o valoare prea mică sau prea mare pentru că altfel nu se cumpăr. Aici avem declarația lui John Howard. Nu am crezut niciodată în salariile mici. Niciodată. Nu am crezut niciodată că salariile mici pot constitui un instrument economic. Are dreptate? Depinde de context. În general, aș zice că da, la prima citire aș zice că are dreptate. Exprimarea în sine duce, sau ideea din piață direct duce, având în vedere cel care afirmă, la o iminentă mărire de salarii, la o cerere, la un potențial de revoltă. Dacă cineva nu este de acord cu... și nu este foarte bine înțeles și explicat fenomenul. Într-adevăr, salariile mici, nu, ca și orice lucru ieftin, nu este de dorit într-o economie. Dar... poate crea acea stare de revoltă. Multă lume se poate gândi, fără să aibă o bază de referință, eu am un salariu prea mic. Ar putea gândi angajatorii că sunt prea săraci ca să cumpere lucruri proaste, așa cum spuneai despre lucrurile ieftine, prea săraci ca să cumpere oameni care trăiesc pe salarii mici? Păi da, dar mai e o vorbă care zice că suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine. Nu? Deci exact. Ar fi... Exact pe partea asta merge, așadar, dar tu vezi pe cineva din România să zică la un moment dat, nu știu, ministrul finanțelor, guvernatorul BNR, nu am crezut niciodată în salariile mici, nu am crezut, vrem să vă majorăm salariile. Vezi pe cineva de la noi să facă asta? Nu cred că se gândește nimeni la treaba asta, nu neapărat, probabil că la noi încă nu este foarte bine dezvoltat acel simț economic, nu știu, eu, din observațiile mele și am contact în fiecare zi cu piața în mod direct. Este foarte puțin dezvoltat simțul economic care să te pună, să te facă atât de conștient de tine încât să privești dintr-o parte și din cealaltă, și ca angajator și ca angajat, și să vezi care ar fi soluția pentru o economie. Crezi în salariile mici? Nu. Nici eu. Nu știu ce crede guvernatorul Mugurisărescu, pentru că spunea la un moment dat, acum vreo lună, guvernatorul Mugurisărescu, despre faptul că aceste cereri de majorări salariale ar putea duce să împingă inflația în sus, pentru că mai mulți bani înseamnă mai mult consum înseamnă creșterea cererii în condițiile în care oferta rămâne în urmă, poate să însemne o majorare de preț. Mai este un aspect interesant aici de luat, anume de conceptul general din societate. Este vorba de o societate americană care este atât individualistă cât și orientată către bani. Bani care se înțelege de la sine că nu vin decât ca urmare a unei munci sau unei valori. Serviciu prestat. Spre deosebire de România, care are o stare mai boemă, să-i spunem, în care... Artiști, exact. Și salariile mari probabil că ar crea același efect, aceeași cantitate de muncă prestată și ar fi o tendință de creștere, de creșterea pretențiilor fără o bază reală. Foarte multă lume, și trebuie să recunoști, probabil că ai cunoscut, în care se așteaptă la niște venituri fără să se gândească, dai eu ce fac pentru ele. Își dorește acel venit, dar nu face nimic pentru a ajunge la acel nivel. Exact. Dar ceea ce spunea de guvernatorul Mugurisărescu ceva mai devreme, că spunea să nu crească salariile, tot domnul Stoloșan, prezent aici la Manicenă, spunea că și-a aminte în urmă cu vreo 5-6-7 ani, era guvernatorul Isărescu care spunea, ajutați-mă să cresc salariile la oamenii din Banca Națională, că altfel se duc în băncile comerciale. Atunci nu erau generatoare de inflație sau inflația de 50-60-70%, nu conta. Probabil că era un procent prea mic sau nu conta inflația. Mergem mai departe, vom vedea următoarea declarație, Ana ne ajută. Ok, următorul citat a fost rostit de către Steve Forbes. Steve Forbes, ce-ți vine primul lucru în minte când te gândești la Steve Forbes? Cei mai bogați oameni din lume, după numele de Forbes. Cam asta e prima conexiune. Cota unică ar trebui să fie atât de simplă încât declarația veniturilor să încapă pe o carte poștală. Nu ar fi un lucru rău. O carte poștală care ar spune în esență, mă simt extraordinar de bine, mă bucur că mi-ați dat banii ca să vin aici. Cum sună așa? O carte poștală pe care să scrie Mauriciu și să scrie acolo, sunt aici. Datorită cotei unice, mie mi-ați redus impostul de la $1,000,000, mi l-ați redus la $200,000 sau $300,000 și vă mulțumesc că sunt în Mauritius. Asta dacă avem avea o imaginație foarte bogată,
probabil că, în esență, ca să mergem la partea serioasă a acestei declarații, cota unică nu avea, când a fost creată, nu avea ca scop să simplifice procesul de declarație a veniturilor, ci să aducă o egalitate, un echilibru financiar, un echilibru fiscal, să spunem, nu pentru a simplifica procesul în sine. Un echilibru fiscal pentru cine? Că este știut, o cotă unică dezavantajează pe cei care obțin venituri mici și avantajează pe cei care obțin venituri mari când se schimbă, când există această paradigmă, trecerea de la cota progresivă la cota unică. Să luăm, nu știu, 10 milioane de dolari taxați progresiv, 20, 30, 40, 50% în funcție de anumite grade, dar la un moment dat, dacă introduci cote de 20%, nu mai ajungi la 40% și câștigi și ajunge Mauritius. Hai să luăm două lucruri în discuție, și anume teoria motivațiilor, care în cazul cotei unice dezavantajează, cum spuneai, pe cei care au venituri mici și poate fi un factor motivator, da? Pentru obținerea unor venituri mai mari. Și venituri pentru mari. A obține. Deci ar putea fi corect. Un factor motivator. În schimb, o cotă progresivă ar fi un factor probabil demotivator inhibator. Pentru o creștere, un inhibator. Pentru aceeași categorie, în schimb, motivarea acționând invers pentru categoriile cu venituri foarte mari. Pe de altă parte, schimbarea acestor variații sau variațiile de cotă, la cotele simple, la cotele variabile, am putea să folosim formula care determină o schimbare în general. Și anume aceea că o schimbare este dată de gradul de nefericire din momentul actual. Am fost nefericiți când am trecut noi la cota unică? Probabil că unii au fost nefericiți. Probabil că a fost mai mare decât cartea poștală. Formă fericire mare. Deci de gradul de nefericire, de efortul pe care trebuie să-l faci, deci este produsul dintre nefericire, efortul pe care trebuie să-l faci pentru a face schimbarea și dacă te vezi în viitor în altă parte, altfel nu se produce o schimbare. Deci probabil că cei care au luat decizia aceasta, inclusiv cei care au dat această declarație, avea toți acești trei factori îndepliniți. Dar crezi că unui om ca Steve Forbes îi pasă neapărat de sistemul de impozitare, cât de optimizat fiscal poate să meargă până la un punct, pentru că știe să scape de taxe, deși e cam greu în America. Nu este. E și nu este. Și în afară de asta, de ce vrea să scape de taxe? Păi că să nu le plătești. De la nivelul la care vorbim, mai contează dacă plătești o taxă sau nu? De la nivelul ăla încep să donezi. Încep să donezi. Deci n-ar trebui să fie o problemă. După cum sună afirmația, este făcută din partea celui care n-ar fi vrut să-i dea nici partea aceea, deși are o avere substanțială, să spune. Îi dorim mulți bani înainte. Mergem la următoarea afirmație. Ana ne ajută din nou. Cui aparține următoarea afirmație? Următoarea afirmație îi aparține tot lui Steve Forbes. Acela Steve Forbes. Și o să-și fi schimbat părerea despre sistemul de taxare. O să vedem imediat și afirmația. Iată-l ce zice. Zice despre Alan Greenspan că a făcut treabă bună la începutul anilor 90, însă de curând a căzut pradă acelei teorii nebunești, zice Steve Forbes, care spune că prosperitatea provoacă inflație. Prea mult bine îți face rău. De acord? Și acum încearcă să încetinească economia prin creșterea ratelor dobânzii, spune Forbes despre Greenspan, pe vremea când Greenspan încă era șeful rezervelor federale americane. E ca și cum doctorul ți-ar spune că ai o sănătate de fier și trebuie să te îmbolnăvești un pic. Este o teorie bizară și ne va prejudicia economia. Iar privește din punctul de vedere, pe de-o parte a baricadei, din punct de vedere al oamenilor de afaceri, care își curează bogăția, își creează averea în condițiile unei economii în creștere, în condițiile unor economii cu rată de dobândă scăzută. Domnul Greenspan este recunoscut prin acele succesive creșteri de rata dobânzii pentru a micșora inflația. De altfel, obiectivul, pentru cei care nu știu, obiectivul principal al unei bănci centrale nu este creșterea economică. Este de a păstra puterea de cumpărare a monedei. Stabilitatea prețurilor. Care, într-o măsură maximă, în cazul unei inflații puternice, este mărirea de rata dobânzii. Într-adevăr, sună puțin ciudat. Dacă ar fi să speculăm, să considerăm că suma două propoziții logice sau suma două propoziții adevărate, de tot o propoziție adevărată, ar putea fi corectă, dar este puțin speculată. În cele mai multe cazuri, chiar dacă două propoziții sunt adevărate, suma lor nu este. Deci această comparație cu doctorul care îmi sfătuiește să te îmbolnăvești puțin este puțin forțată și mi se pare că reflectă un pic nemulțumirea celui care trebuie să plătească de data asta nu taxe cum plătea mai devreme, ci dobânzi mai mari datorită creșterilor de rata dobânzii. Până la urmă, ce înseamnă creșterea dobânzii? Înseamnă fix creșterea banilor, dobânzilor pe care le plătesc pentru creditele asumate, oamenii de afaceri, companiile care se
se împrumută piața, o scumpire a creditului. O scumpire a creditului. Sunt două măsuri mari. Măsura fiscală, de care vorbeam puțin mai devreme, această creștere a taxelor, deci plătești taxe din venituri. De altfel aveam și pregătit acel sonet al taxelor foarte interesant. Îl vom folosi la final. Îl vom folosi. Știi că și Beatles și când au scos un cântec de taxmen pe baza este taxelor. Este o obsesie. Dar sistemul de dobânzi în condițiile, sistemul piețelor monetare de dobânzi poate fi mai costisitor pentru o companie decât sistemul fiscal. De ce? Pentru că, practic, o dezvoltare, cel puțin într-o economie matură, înseamnă împrumuturi bancare, înseamnă un business plan împrumut. În condițiile unei creșteri de rata dobânzii, plătești probabil sume mai mari și progresiv mai mari față de un sistem fiscal. Sistemul fiscal îl aplici, de exemplu, la un profit, da? Deci l-a obținut deja. Așa, din dezvoltare, plătești dezvoltarea tot mai și cum. Sistemul fiscal are o anumită predictibilitate. Nu se schimbă atât de des taxele și impozitele și cuantumul lor față de cum se schimbă. Ar fi și foarte nepopular. Cum se schimbă cele din Statele Unite sau dobânzile. Chiar predicția ta pentru următoarea mișcare a Rezervei Federale Americane, care este legată? O să stea pe loc. Tot la 5,25? O să stea pe loc, da. Din nou? Dacă vrei o predicție mai de aproape, pentru vineri, în săptămâna asta, vedem o creștere a produsului național brut în Statele Unite. Pe primul trimestru? Pe primul trimestru al acestui an. Pe primul trimestru. Mergem acum la următorul citat. Urmează citatul rostit de către Ronald Reagan. Ronald Reagan, președinte al Americii, actor, un actor în tinerețe nu foarte bun, spunea lumea. Să vedem care este acest citat. Viziunea economică a guvernului poate fi rezumată în câteva fraze. Dacă se mișcă, taxează-l. Dacă se mișcă în continuare, reglementează-l. Dacă se oprește, subvenționează-l. Cum îți sună? Până la ultima parte, cu dacă se oprește, subvenționează-l, e ok. Ultima parte este puțin forțată din punct de vedere al unei administrații. Și am să-ți dau un exemplu foarte interesant de un domeniu în Statele Unite care este printre puținele ajutate, să spunem. În rest au teoria economică. Dacă nu ești în stare să trăiești, nu trebuie să-ți dăm noi bani, să susții business-ul, mai bine îți dăm ajutor de șomaj sau te plătim într-un fel și poți să fii mai eficienți în folosirea resurselor. În schimb, este un domeniu pe care îl cunosc foarte bine la această subvenționează și anume industria oțelurilor, producătoare de oțel în Statele Unite. Este una dintre industriile care nu are cum să moară. Companiile, într-adevăr, e grea intrarea pe piață, costuri mari ca să construiești laminoare, tot felul de fabrici, dar nu ai cum să mori. Primești de la stat comenzi, primești subvenții pentru a susține strategic această economie. Probabil că la această sau la categorii din acestea se referă. Aș vrea să mai avem puțin citatul acela, pentru că e interesant. Vreau să te întreb dacă crezi că și la noi s-a întâmplat același lucru în condițiile în care s-a schimbat doctrina fiscală. Și mă refer, când s-a introdus cota unică la sfârșitul anului 2004, 1 ianuarie 2005, ce se mișca în România? Se mișca bursa, crescuse deja de vreo 2 ani consecutiv puternic, în condițiile în care aducea mari profituri și atunci s-au gândit. Băgăm 16% pe câștigurile din piața de capital. Ce se mai mișca? A început să se miște un pic economisirea. Băgăm, majorăm impozitul de la 1 la 16% pentru dobânzile bancare. Ce se mai mișcau? Se mai mișcau regle micro-întreprinderile. Micro-întreprinderile, cât aveți voi micro-întreprinderilor? 1,5%, 3%, s-a pus 3% pe micro-întreprinderi. Și se mai mișcau. Au continuat să se miște în continuare. Și s-a reglementat. S-a mai reglementat oarecum. Țin minte că în anul 2005, spre exemplu, se ajunsese ca dobânzile la depozite să fie real negative. Adică dau băncile undeva la 5% dobândă pentru un depozit. Inflația... Eram un popor foarte patriot. Plăteam ca să susținem economia. Dădeam băncii naționale și băncilor comerciale. Că atât era, cam 5% dobândă la depozite și atunci inflația în anul 2005 a fost raportată la 9,1%, mai lua și impozit pe o pierdere, pentru că în termen real pierdeai, dobânda bonificată era mai mică decât rata inflației. Bine că s-a rezolvat în 2006 și să vedem cum se rezolvă în 2007. Hai să trecem să vedem care e următorul subiect, ce temă mai avem în continuare. Următorul subiect este tot un citat semnat Ronald Reagan. Da, vedem ce mișcă, ce reglementează. Foarte productiv. Ce subvenționează. A și fost destul timp președinte al Americii și avea această carismă de a vorbi publicului. Ce spune Ronald Reagan? Ce spunea? Nu sunt îngrijorat în legătură cu deficitul. E destul de mare ca să-și poartă singur de grijă. Cum vezi această problemă? Două lucruri de amintit aici. În momentul de față, Statele Unite, deși cea mai mare economie, cel mai mare datornic din lume. Am o următoarea teorie, după care mă ghidez eu și cum mă uit la piețe. Mă gândesc la o economie națională ca la un om care are niște venituri, niște cheltuieli, muncește, produce mai puțin, mai mult, într-o lună. Acum, la un moment dat, pentru Statele Unite, știu potențialul economic, da? Ca o persoană, știe potențialul de lucru, de a produce bani.
are o datorie pe care foarte puțin lumea are curaj să o ceară înapoi. Și este adevărul sau sunt reșalonări, nu neapărat că n-au curaj să o ceară înapoi, dar practic periclitează relațiile imediat în altă parte. Este o prelungire a unei pentru care se primesc dobânzi, deci nu un fenomen negativ. Dar își poartă singur de grijă, pentru că mai era o vorbă care zicea că nu cel care împrumută, cel care ia bani cu împrumut trebuie să-și facă grijă, ci cel care dă cu împrumut. Dacă te-aș împrumuta pe tine acum, ar trebui să am grijă cu o sumă mare, vreo 2-3 zile ar trebui pe termen scurs, exact. Să am mare grijă de tine. Exact ca și o economie națională și e foarte corect acest. La noi deficitul pare să înceapă să fie destul de mare, pentru că anul trecut am avut 10,3% deficit. Practic, deficitul de cont curent alimentat de deficitul de balanță comercială, respectiv diferența dintre importuri și exporturi, importurile fiind mai mari, ce reprezintă? Reprezintă un dezechilibru atunci când este deficit și reprezintă diferența dintre economiile și investițiile unei țări. Teoretic, prin exporturi mai mari decât importuri, faci tu investiții în alte state și crezi în economia altor state și în capacitatea acestei economii de a-ți returna investiția plus randamentele. Noi suntem acum la 10,3% din PIB cu prognoze de 12-13%. Da, la un PIB prognozat în creștere. Un PIB prognozat în creștere, un procent de deficit mai mare la un PIB în creștere. Deci am avut în 2006 PIB-ul 97 de miliarde, deficitul 10,3%, la anul prognozăm 103 miliarde produs intern brut și cu deficit de 12%, care înseamnă 12 deci miliarde. Deci valoric, absolut, în valoare dolari, valoare mai mare. Crește în ambele sensuri, și ca procent, și ca sumă, și ca sumă absolută. E destul de mare ca să-și poarte. Și în condițiile astea, revenind la discuțiile generale de economia românească, vezi un leu apreciindu-se, se pare că nimeni nu se întreabă ce efect are sau ce... Da, de ce? Da, de ce, exact. Și ce efecte pe termen mediu scurt chiar are asupra exportatorilor și probabil că acest deficit în condițiile actuale 99% probabilitate să crească. În care exporturile devin foarte scumpe, importurile... Îi deranjează pe exportatori, devin necompetitivi pentru că sunt scumpi, după cum spuneai, și atunci vin alții din urmă, nu neapărat chinezii. Exact, pot să vină bulgarii, pot să vină grecii. Auzeam o teorie interesantă a guvernatorului, chiar miercuri a avut o conferință de presă, o prezentare, când se fac 140 de ani de când există leul românesc și spunea că e foarte bine că leul s-a întărit. De ce? Că noi am privatizat când era leul mai slab și că am încasat mai mulți lei, cum ar veni, că am privatizat atunci și ce am încasat atunci acum reprezintă mai mulți bani. Ce părere ai de această teorie? Păi că acei bani au deja intrat în circuitul economic. Nu m-aș gândi istoric, m-aș gândi în partea de viitor, ce faci de acum înainte. Aceeași întrebare... Exact ce vorbeam mai devreme, gândește-te ca la un om, la o economie, da? Îți faci griji că ai încasat mai mulți bani acum un an? Nu te gândești ce poți să faci pentru viitor, că probabil că pe aia ești cheltuit. Mediu și lung. Da, e foarte important. Aceeași întrebare mă întreba și eu. Ce ai făcut cu banii din privatizare, dacă atât de bine că ai vândut atunci când luai mai... Când cu banii pe care îi luai atunci, acum valorează mai mult. Dar oricât ai fi luat, la un moment dat... Da. Stau la Banca Națională, în teșchere acolo. Nu s-a dus în investiții, nu în autostrăzi, dar mă rog, asta e altă temă. Mergem acum. La următorul subiect. Ana, ce ne poți spune? Următorul subiect este din nou un citat spus de către John Stewart. John Stewart, crezi că seamănă cu Ronald Reagan? Ca și gândire? O să vedem. Uite, vorbește de Bush. Președintele Bush a anunțat noul său plan economic. În centrul său se află taxarea dividendelor din acțiuni. O mișcare care ar putea valora milioane de dolari pentru americanii mijlocii, spunea John Stewart, și nu se oprește aici. Așa a fost marketată. Această mișcare ar putea valora milioane de dolari pentru americanii mijlocii. Mai departe, zice John Stewart, de fapt, pentru americanii cu portofolii mijlocii. Tehnic, zice John Stewart, este vorba despre americanii care dețin un număr important de acțiuni purtătoare de dividende, adică oamenii bogați. Ei se vor descurca bine cu asta. Cum vezi? Este foarte încurcat, încearcă o combinație literară de cuvinte în care toată lumea se pară mulțumită. Toți au fost amintiți până la urmă. Da, până la urmă vine Bush și spune, gata, vă reduc taxele, vouă acționarilor. Și de fapt, ajungi să reducă, spune John Stewart, ajungi să reduci celor care au portofolii mari de acțiuni și care sunt principalii beneficiari. Până la urmă, dacă luăm, să zicem, teoria taxelor și vorba ta, modul de marketare ca să dea bine, să nu fie foarte deranjantă pentru cei care au de plătit, orice venit trebuie impozitat, trebuie taxat. Ca urmare,
și modul în care e făcută această taxare este corectă. Deci, practic, îți taxează atât venitul din capital, cât și valoarea pe dividend. Valoarea pe dividend, să zicem, că reprezintă un profit al investiției, un venit al investiției, celălalt creșterea de capital, nu găsesc în momentul ăsta o comparație. Dar există o tendință, după cum vezi în toate declarațiile astea, de a face o haină frumoasă așa, de multe ori inutilă, după părerea mea, pentru a spune un lucru. Pentru a lua probabil acea revoltă inițială, acea rezistență, și poate să vorbim odată și de rezistența generală, foarte interesant fenomenul, oamenii în general orice li s-ar propune au să zică nu prima oară. Cica cont. Exact. Și asta în întreaga lume, studii făcute cu milioane de dolari. Atunci, probabil că asta este ideea, de a împacheta frumos orice idee care poate fi benefică pentru mulți. De ce crezi? Uite, să detaliem puțin acum. De ce crezi că au tentația să spună nu? Pentru a ocoli puțin tentația asta de revoltă, de barajul acesta care l-ar putea opune. Luăm următorul exemplu. Ți-aș zice ție direct, așa vezi că de mâine nu mai ai de plătit taxe 5 milioane, de plătit 10 milioane. Care ar fi reacția ta? Exact. Atunci dacă ți-a zice, stai că e mai bine pentru tine să plătești 10 milioane, că atunci ori te consideri, ești mai avantajat, tu că ești în clasă mijlocie, dar stai, totuși nu ești în clasă mijlocie, ești bogat, te și simți mai bine, mai și uiți șocul că trebuie să plătești 10 milioane în loc de 5 milioane, da, sună mai bine. La noi se zice, plătești în loc de 5-10 milioane, că restul merge la spitale, la bătrâni și mai departe. Dar vorbeam chiar recent cu cineva de rezistența la schimbare. Cine sunt primii care țipă? Îmi spunea persoana respectivă, sunt cei care pierd. Ei sunt primii care țipă. Cine ar trebui să se lupte cu cei care pierd? Potențialii beneficiari. Numai că aceștia nu sunt cunoscuți din prima și nu-și dau seama. Eu sunt potențial beneficiar al respectivei mișcări, a respectivei schimbări. Și atunci nu sar la bătaie cu cei care spun nu, pentru că nu știu că sunt potențialii beneficiari. Este un cerc din ăsta în care n-ai cum să ieși, probabil. Este un cerc și printre potențialii beneficiari sunt unii care spun da, pot să o duc și mai rău decât atât. Se poate și mai rău decât atât. Este o atitudine de business? Este, depinde de, iar revenind la partea serioasă a discuției, de aversiunea față de risc. Dacă ai un om, are o cantitate limitată, să zicem, de risc pe care îl poate suporta. De chef de risc. De chef de risc, exact. Dacă asta tot e consumat într-o direcție, într-o investiție, mai stai să mai intri într-o polemică cu o masă necunoscută pentru a vedea... N-ai de ce. Mergem la următorul citat. Ana ne prezintă următorul citat. Următorul citat a fost spus de către Craig Kilburn. Imediat vedem ce a spus și Craig Kilburn. Planul economic al președintelui Bush va duce la crearea 2,5 milioane noi locuri de muncă. Vestea proastă e că toate sunt pentru soldații iracheni. A avut dreptate. Am văzut de curând, apropo de acest citat, nu l-am văzut până acum, un discurs al președintelui Bush referitor la piața muncii în general, un discurs părea foarte alarmat și îngrijorat. Și anume, de faptul că, din punct de vedere educațional, populația americană este depășită de populațiile care sunt asimilate generație după generație. Adică, noile locuri de muncă cer un nivel de pregătire și abilități care, în cele mai multe cazuri, în perioada recentă, nu mai sunt satisfăcute de personalul nativ american. Și părea îngrijorat de faptul că, într-un termen scurt, respectiv, următoarea generație, care poate să reprezinte 10 ani, următoarea, nu vor mai fi locuri de muncă pentru populația americană nativă. Pentru că sunt prea scumpi? Nu pentru că sunt prea scumpi, pentru că nu au abilitățile. Deci, practic, ajung la o stare de satisfacție și de educațional, de nenecesitate a acestei educații. La butoane, pentru orice să apese pe butoane. Încât, practic, nu mai fac față acelui rit de schimbare foarte rapid din economia americană. Să luăm un exemplu de schimbare. Aveam exemplu cu Silicon Valley, celebra zonă producătoare de industrie IT, în care ritmul de noire este de 2 ani. În conținut vedeam un reportaj în care spuneau că nici casele n-au vechime mai mare de 2 ani. Deci totul se schimbă foarte rapid. Pentru asta trebuie o capacitate de adaptare ca om, o dorință de a crește tu, de a învăța lucruri noi. Ori la poporul american vedea acea automulțumire la un nivel mediu, să spunem. Interesantă și noțiunea de nativ american, pentru că erau nativi... A doua generație, de practic. Nativi americani erau comunitatea neagră sau afroamerican, cum spune, ca să fie corect politică, nu le mai place să fie numiți negri, și anul trecut s-a petrecut o știre. Comunitatea de culoare afroamericanii, africano-americani,
nu mai reprezintă comunitatea majoritară din Statele Unite. Ei au fost depășiți de către hispanici, de către mexicani, de către toți cei care vin în Statele Unite ca emigranți. Sunt mai mulți decât cei din minoritatea afroamericană. Poate că s-au așezat așa, s-au odihnit prea mult și cei din comunitatea neagră în ultima perioadă, deși sunt născuți odihniți. Sunt născuți odihniți. Toți oamenii sunt născuți odihniți, dacă să te gândești. Și obosesc pe parcurs. Deci, într-un fel, avea dreptate cu acea declarație pe care am văzut-o înainte. Puțin luată cu soldații iracheni, ce ar fi o oarecare legătură. Dar trecând peste partea amuzantă, chiar există o problemă din acest punct de vedere. Locuri de muncă le văd în fiecare săptămână, sunt create, practic. Dar dacă acestea, conform cererilor sau standardului, știi foarte bine, orice loc de muncă are o fișă a postului, o descriere a abilităților pe care sunt necesare. Dacă nu le îndeplinesc sau le îndeplinesc mai bine imigranți, dispar locurile de muncă pentru americani. Apropo de soldații americani, știi ce cântă soldații irachieni, știi ce cântă kamikaze irachieni atunci când aruncă câte o... Nu. Pombăner, toată lumea sare acum cu mine. Așa cântă în autobuze, merge mai departe. Lawrence J. Peter a rostit următorul citat. Vedem și citatul imediat. Să apară citatul. Foarte multă lume a rostit citate celebre. Dacă ai stat să analizezi și să faci o discuție asupra tuturor lucrurilor care par ciudate sau sunt extrase dintr-un context, probabil că am avea foarte, foarte multe de discutat. Telespectatorii noștri văd pe ecran acum citatul, o să-l vedem și noi imediat aici. Un economist este un expert care va ști mâine de ce lucrurile pe care le-a prezis ieri nu s-au întâmplat astăzi. Se întâmplă acuzații de astea la adresa brokerilor, economiștilor? Se întâmplă, dar este vorba de definiția pentru un economist în general. Acum, la nivelul unui departament de... la nivelul unei companii care lucrează pe piața internațională... Analiză. Departamentul de analiză. Analiză și de tranzacționare. Pentru că analiză... să o facem o analiză ca să nu ne folosească la nimic, să avem subiecte la masă, nu are niciun rost. Deci folosește analiza pentru a tranzacționa, pentru a cumpăra și vinde. Acțiuni, valute, aur, petrol, da? Aici... sare din prima în ochi numele de economist. Orice companie care se ocupă de tranzacționare, deci găsește utilitatea acestei analize, are departament economic, economist șef, care practic vine cu ideea lui pe piață. Spune lucrurile care, din punct de vedere economic, al analizei economice, care sunt considerate corecte, la care se adaugă și alte elemente de analiză tehnică, de analizi valutari. Deci, practic, ar putea fi corectă în contextul în care un economist, doar ca economist în general. Pe de altă parte, aceste modele de... cum spunea că explică de ce nu s-a întâmplat ceva sau ce s-a întâmplat. De multe ori sunt ajutătoare. Se spune că în piețele financiare istoria se repetă și știi foarte bine. Atunci, practic, explicând un model sau explicând ce s-a întâmplat ieri, chiar și astăzi, avem un model pentru care în viitor să-l putem, avem o bază de comparație. Știi cum s-au comportat piețele. Poți vedea, spre exemplu, îmi spuneai diferențele între aur și petrol, diferențele între porumb și soia. Să le detaliem pentru telespectatori. Vorbeam de... hai să luăm exemplu, să nu ne lungim cu aur și petrol, că sunt mai discutate, să vorbim doar despre soia și porumb. În economia mondială există clar o suprafață fixă de teren care poate fi cultivată anual. Și acum apare ideea de a cultiva cu soia sau cu porumb. Porumb, în ultima perioadă, foarte atractiv pentru mulți dintre fermieri, pentru că este cerut și are un preț mai mare, fiind utilizat ca și producător de combustibil alternativ, respectiv de etanol. Pe de altă parte, soia a avut o scădere la un moment dat a prețului pe piață. Gripa aviară a dus la scăderea cererii pui și fermele de pui, în general, se foloseau acest produs în alimentație. Dispare pericolul gripei aviare, crește cererea pentru soia, crește prețul, crește în același timp și prețul la porumb pentru etanol. Ce cultivi atunci? În creștere. Ce cultivi? Și apare zilele trecute o știre din Statele Unite cum că crește ponderea terenurilor cultivate cu soia pentru că datele meteo anunță că în a doua săptămână din mai, în a cincea săptămână din iunie, spun acum câteva date la întâmplare, va ploua. Ceea ce, conform analizelor pentru culturile respective, sunt mai avantajoase pentru soia, deci vor avea mai mare probabilitate pentru... Deci cum condițiile meteo, ploua din a treia săptămână din mai și astea,
pot duce la creșterea prețului la porumb, pentru că va fi cultivat mai puțin, va fi mai puțin pe piață. Am auzit, apropo de tot strategia președintelui Bush, în urmă cu vreo 3 luni, când spunea trebuie să dezvoltăm combustibilii alternativi, biofuels, cum îi numea ei, și să extragem metanolul din porumb, cum spuneai, și a apărut o altă problemă, cei care îl spuneau pe Bush, bun, o să faceți benzină din porumb, dar o să murim de foame, pentru că o să folosiți recolta de porumb pentru așa ceva. Dar dintre prețul petrolului și ei, spui că din cauza asta evoluează când unul se cen sus, altul se cen jos? Se duc, deci amândouă sunt dependente de prețul dolarului. Să spunem că aurul este cel mai echilibrat produs din lume. Adică are o valoare intrinsecă egală, este neinflaționist. Atunci prețul lui, pentru aceeași, nu știu, unce de aur, pentru aceeași gram de aur, ca să fim mai clar, cantitate de aur, trebuie să plătești mai mulți sau mai puțin dolari. Depinde cât valorează dolarul pe piață. Pentru a echilibra, deci este un indicator foarte bun pentru valoarea dolarului și care reacționează de multe ori înainte. Poți să vezi, practic, există niște decalaje. Poți să intri pe piață să cumperi sau să vinzi. Când e inflație lucru, pe un produs? În inflație la nivel internațional sau local, apare ca și creștere a prețului pentru aur, pentru că este cumpărat, exact, toată lumea se duce și cumpără aur, este neinflaționist. Știi că la orice moment l-ai vinde, valoarea banilor este egal. Lucrează ca o bancă națională aur. Da, mai auzeam recent un comentariu apropo de un alt metal și anume de cupru, care îi se spune doctorul cupru. De ce? Pentru că încotro merge prețul cuprului, acolo merge și dezvoltarea economică. Crește prețul cuprului, crește și economia mondială. Scade prețul cuprului, scade și economia mondială. Îți dau două exemple clare. În primul rând este folosit, orice dezvoltare economică atrage dezvoltare de infrastructură, care e necesar cupru, țevi, chestii, nu știu, nu-mi dau seama, n-am pregătit. Al doilea rând, mai crește prețul la cupru în condițiile unui posibil conflict armat sau în creșterile unor tensiuni. De ce? Este un material strategic pentru arme, muniție. Pentru gloan, muniție. Deci sunt două lucruri care... China este un mare consumator de cupru și se spune ce cumpără China se scumpește, ce vinde China se ieftinește la nivel mondial. Gândește-te la următorul scenariu. Au anunțat în urmă cu o săptămână că nu sunt cu rezervele la nivelul care trebuiau și dublează cererea pe piață. Este cel mai mare consumator. Momentul în care se scumpește. Exact. Ca la mere. Ai o cerere mare, ai 3 mere și vor 100 de oameni să le cumpere. Le dai câte un pic la fiecare sau cui plătește mai mult? Da, exact. Să mergem să vedem care e următorul citat. Urmează un citat rostit de către Art Buchwald. Să vedem ceea ce a spus și Art Buchwald. A spus tot despre economiști, s-a legat și Art Buchwald. Un economist este un om care știe 100 de feluri de a face dragoste, dar nu cunoaște nicio femeie. Cam dur, domnul Buchwald. Ești economist? Le cunoaște, deci mai nu tare. Este adevărat. Da. Da. Este... Deci vreau să zic că sunt foarte teoretice. Tu ești economist? Da. Da, am absolvit în 99, tu? Ești și însurat. Da, deci Art Buchwald nu știu are dreptate. Merge mai departe. Ana ne ajută. Ana, te rugăm. Ok, urmează un citat rostit de către vestitul Bill Gates. Bill Gates. Să vedem ce a spus Bill Gates. Vedem imediat. La fel ca toată lumea care folosește e-mail-ul, primesc în fiecare zi o grămadă de spamuri. Cele mai multe promit să mă ajute să scap de datorii, să mă îmbogățesc rapid. Ar fi amuzant dacă n-ar fi atât de pasionant. Ce zici de chestia asta? E foarte tare, ca și când îi trimiți familiei unui spânzurat ofertă pentru frânghii sau ceva de genul ăsta. Exact. Este un exemplu de marketing prost, vrei să-mi zici. Acele spamuri. Îl și văd pe Bill Gates să se îmbogățească sau să scape de datorii. Să luăm următorul exemplu. De obicei, cei care trimit aceste anunțuri folosesc niște baze de date create de companii specializate, care îți furnizează contra unui cost 5.000 de adrese de e-mail, 6.000, un număr oarecare. Și trimiți în serie la toate aceste adrese de e-mail spamuri. Cui a trecut în cap ideea să treacă în o asemenea listă adresele pe care pot fi vizualizate de Bill Gates? Mi-aduc aminte, apropo de aceste spamuri,
că am primit la un moment dat, sunt acei virus care iau adresa ta de e-mail, cunoașteți foarte bine, și trimit mesaje aleatorii cu adresa ta de e-mail, și a ajuns din întâmplare un mesaj, un virus cu un smiley, unde la un bărbat. Și îmi răspunde acel bărbat și îmi spune: Radu, nu ne cunoaștem, să înțeleg ceva, habar n-aveam cine e. Iată că și aici... A fost pasionant. Bill Gates pentru el nu e pasionant să îmbogățească în plus din spamurile respective. Mergem acum la Ana, ne ajută din nou, următorul citat. Următorul citat a fost rostit de către Ivanka Trump. Celebra Ivanka Trump. Ce-ți vine Trump atunci când te gândești? La ce te gândești? La Ivanka Trump. Ivanka Trump. N-am trăit niciodată într-o clădire care să nu aibă pe ea numele meu. Puțin. Și bogații plâng? Da. Ce vrei să fii bogat? O suferință, așa. Era necesar pentru Ivanka Trump, zici, o asemenea declarație? Da, cred că e și asta o tragedie. Unde să înțeleg că n-a fost niciodată la hotel. Nu, probabil că în toate hotelurile. N-a fost în tabără, probabil. În tabără. În camping, nicăieri. Orice declarație mă gândesc că are... Bine, scoasă dintr-un context, sună ciudat. Până la urmă sunt tot forme de marketing. Sunt tot forme de marketing. Trump, Donald Trump, dezvoltator imobiliar. Ții minte că se zvonise că Donald Trump investește și în România, apăruseră niște... Nu știu, ne-a spune, bârfe de genul ăsta, că vine și vine cu 1 miliard de euro. Cine ar anunța că vine să investească o sumă atât de mare în piața imobiliară? Dacă vrei să, și de ce ar anunța? Să facem o analiză, toate lucrurile care se par ciudate s-ar putea să nu fie ciudate. Și anume, dacă privești din punct de vedere al contraspionajului. Zice că într-un război e mai important contraspionajul decât spionajul, pentru că lansează tot felul de... Trimite lumea pe direcții greșite pentru a se ocupa de... Corect. Dacă te gândești la declarația asta, poate să fie împinsă pe piață pentru a-ți atrage atenția într-o direcție, pentru a împinge niște prețuri în sus sau pentru diferite alte motive pe care ne scapă. Deci, pentru a ajunge la noi în masă o asemenea veste, e nevoie de un efort pentru a o promova. Eu mă gândesc că oamenii în general nu fac lucruri inutile, fără un scop. Am vorbit cu specialiști. O declarație că Donald Trump ar veni în România se face fie dacă Donald Trump e deja în România, fie dacă e de mult timp și vrea să iasă. Și atunci, pe ideea că va veni Donald Trump în imobiliare în România, atunci... Asta pur le conoseur. Pur le conoseur. Dar pentru masă, care nu știe bine programul strategic de intrare într-o piață pentru Donald Trump, putea să fie o capcană destul de bună. Să mergem să vedem care e următoarea știre, următorul citat. Jay Leno a rostit următoarele. Jay Leno zice că a văzut o prostie în ziar. Un nou ceas cu alarmă care nu face zgomot. Este pentru oamenii în cărora nu le plac zgomotele puternice, în loc să facă zgomot, ceasul proiectează asupra ta o rază de lumină care devine din ce mai strălucitoare până când te trezești. Eu am deja o chestie din asta, se numește fereastră, spune Jay Leno. De ce s-au apucat să inventeze lucruri din asta? Un deșteptător fără zgomot. Da, trebuie să fie un deșteptător de asta, să stropească cu puțină apă sau să te înțepe cu ceva. Deci ai putea să duci mai departe. Să strige, ești însurat. Ești însurat, da. Deci nu ești economist. Dacă mergi în invers, pe logic. Probabil că încearcă fiecare, și economia americană este recunoscută pentru promovarea ideii și împingerea oamenilor să fie cât mai inventivi în speranța de a intra și de a câștiga pe piață. Altă explicație nu văd. De altfel, la Jay Leno am văzut multe astfel de produse prezentate în emisiuni, în citatele lui, fiare de călcat cu talpă de plastic, care la prima băgare în plus se topeau, sau tot felul de chestii de genul acesta. Dar este probabil, până la urmă, tot rezultatul societății americane și a oamenilor care nu își înțeleg propria valoare. Iau ca atare ideea generală că oricine poate să inventeze ceva, poate să se îmbogățească dintr-o chestie, dintr-o invenție, și atunci se forțează fără a ști limitele. Sorin, avem aici 3 nume și 3 seturi de cifre. Se numesc Top 3 Dealer 2006. Probabil că am vrea fiecare dintre noi, economist sau nu, să fim în acest top. Despre ce e vorba? John Arnold este... cel mai bun considerat pentru anul 2006 dealer. De ce? Și-a plătit singur sub formă de comisioane 1 miliard de lire sterline. Pentru că a putut. Pentru că a putut. Este, pentru a dezvolta acest subiect, un
președintele unei companii, unui fond de investiții, unei companii de dealing, de fapt, pe piețele internaționale, care au speculat câștigător prețul petrolului și prețul gazului natural anul trecut. Vă amintesc, undeva ajunseseră spre 80 de dolari în mijlocul anului, mai-iunie. 78,40 dolari pe 17 iulie a fost. Deci o creștere foarte mare, cu o sumă foarte mare de bani, cu avantajul marginilor, cu avantajul acelui depozit sau acelor procente de creștere de multiplicare, 1 miliard de sterline din comisioane anul trecut. Interesant de aminti faptul că are vârsta de 33 de ani și am întrebat fiind dacă îi ajunge, se oprește, 1 miliard de lire sterline înseamnă 2 miliarde de dolari în condițiile actuale, am întrebat fiind dacă se oprește, a zis că în niciun caz, că vrea să-și depășească performanța, iar performanța de ansamblu a fondului a fost de 340% pe anul trecut. A lucrat la Enron înainte de a-și deschide propria companie de brokeraj și declară că a pornit cu 8 milioane de dolari. La 33 de ani, în 2006, Enron s-a terminat acum 5 ani la cât a de lucrat? La 22-21 de ani la Enron? La 28 a ieșit la pensie de la Enron, definitiv. De frumos. James Simmons, mai în vârstă? James Simmons, aproape de 60 de ani, performanța fondului său. Și aici, atenție pentru cei care așteaptă și învățați cu performanțe din România, a încasat din dividende, din comisioane, între 750 de milioane și 1 miliard de lire sterline, în condițiile unei performanțe a fondului său de doar 30%. Îți amintesc, Radu, și știi foarte bine, performanțele de ansamblu peste 15% în economiile mature sunt privite ca boom-uri, ca realizări extraordinare. Deci aici putem face din nou o comparație cu România, la care dacă îi propui cumva o afacere în care să ia să cu 30% la sfârșitul anului, îi se pare că îți bați joc sau că ai o idee proastă. Următorul este Eddie Lampert, de asemenea 750, 1 miliard de lire sterline, o performanță chiar mai slabă, 15% performanța fondului său, dar multe operațiuni care au generat din nou aproape 1 miliard de lire sterline. Iată, trei oameni care fac 3 miliarde de sterline. Niciunul nu vor să se retragă din acest business pentru anul 2007. Cum ar fi să te retragi la 33 de ani după ce câștiga 2 miliarde de dolari. Mi-ar părea mai corect la 33 de la 60 de ani. Ce ai face dacă te-ai retrage? Orice. Aș încerca orice alt lucru. Nu că te-ai retrage neapărat, dar lucrând în piață direct știu care este stresul, care este senzația. Practic este un consum enorm. Ai avut un an bun, dar poate ai următorul an să te trezești cu pierdere. Vorbeam cu un prieten la Londra care este un market maker și l-am întrebat, zic, din care experiența ta care în piață, spune-mi un exemplu de investitori care au avut cea mai mare creștere și pe urmă eșec. Și mi-a povestit că au fost doi băieți din Austria, nu mai țin minte exact de unde, care au început cu 50.000 de euro. Au ajuns în 3 luni la 2 milioane de euro, după care au terminat fără nimic în 3 luni. Cum ți se pare lucrul ăsta? E o experiență. Da. Avem acum la final, ești obișnuit cu rubrica noastră ca telespectator fidel al The Money Show, cu rubrica noastră, chiar se uită, mi-a povestit că se uită, cu rubrica noastră Money Quiz imediat după generic. Foarte pe scurt, vom merge, Sorin, la aceste întrebări. Sunt legate de dobândă și de sensul în care se duc prețurile, din care se duc și de politicile de politica monetară. Care dintre următoarele politici intră în competența Băncii Naționale a României? Politica de taxe, politica imobiliară, politica fiscală, politica monetară? Face că politica monetară. Da, și ai zis bine din prima, să vedem ce ne spune calculatorul. Politica monetară, într-adevăr, celelalte nu intră. Nu știam, dar le-am eliminat pe celelalte. Din prima. De ce nu fiscală? Se ocupă Ministerul Finanțelor, nu are treabă cu taxare. De ce nu imobiliară? Că nu cred că există o lege imobiliară sau ce ai zis. Și există o regulă în politica imobiliară și anume regula DAUR. Cine are aur o face regula sau face legea. Da, asta e peste tot. Mergem la întrebarea a doua. Pentru a combate inflația, Banca Națională acționează la diverse intervale de timp astfel. Varianta A, reduce rata de dobândă. B, crește impozitul pe profit. C, reduce rezervele minime obligatorii. D, încetinește creșterea masei monetare și a creditului în economie. Din nou, cred că răspunsul este de încetinește creșterea masei monetare și a creditului. Adică varianta D, într-adevăr, încetinirea creșterii masei monetare și a creditului în economie. E ceea ce spuneai la început, apropo de Greenspan, care el dorea să scumpească creditul. Scumpind creditul, încetinește creșterea masei monetare. S-ar putea, se zice că toate lucrurile în viața asta, și pentru noi și pentru economie, au o ciclicitate de 19 ani.
Încă mai sunt câțiva ani, probabil că până va trece această teorie, această idee că crești rata dobânzii până se inventează altceva. Noi avem 7 ani de creștere economică și se întreabă lumea... Avem 12, asta ar fi vestea bună dacă mergem pe acea teoria ciclicității, dar n-am scăzut 19. Da, acești 19 ani, dacă stai să te uiți și o să vorbim altă dată, au făcut, există o carte, un studiu făcut din Imperiul Roman cu ciclurile de 19 ani și se respectă în multe cazuri. Vrei să spui că dacă îți pronunți 19 ani, primul lucru la care te gândești un ciclu economic? Nu. Nu. Mergem la următoarea întrebare. Care dintre următoarele nu este un instrument de politică monetară a BNR? A, operațiunile de open market. B, rezervele mini obligatorii. C, dobânda la credite. A, operațiunile de open market. Nu sunt. Păi ce operațiune? Instrumente de politică monetară? Păi nu sunt. Operațiunile de open market în condiții normale, ce se intervine pe piața open market? Sau dobândă? Dobânda la credite că nu aparține. Hai să luăm CEU, deși să știi că și AU e discutabil. Dobânda la credite este stabilită de băncile comerciale. Vedem acum răspunsul corect. Într-adevăr, dobânda la credite dintre acestea... Da, să știi că și AU, pentru că Banca Națională într-o economie normală n-are de ce să intervine într-o piață liberă. Și într-o economie normală? Într-o economie normală are cum, dar Banca Națională a declarat că n-a mai intervenit pe piață. N-a mai intervenit în ceea ce privește cursul valutar, dar poate sconta, resconta titluri și așa mai departe. Corect. Așadar, dobânda la credite este cea care nu aparține Băncii Naționale. Banca Națională dă un semnal cheie, ducem dobânda în sus sau în jos și băncile o duc în sus, în jos, uite, sutuc, așa se pare. Mergem mai departe, următoarea întrebare și aici ai răspuns corect. Următoarea întrebare este, în perioada 8 februarie 2006-10 februarie 2007, BNR a majorat în două etape dobânda de politică monetară de la 7,5 la 8,75%. Asta arată că BNR a fost în principal îngrijorată de recesiune, sistemul de taxe, inflație sau deficitul monetar. Răspunsul corect ar fi ce? Inflația este targetul principal al Băncii Naționale, dar... Vedem imediat și răspunsul corect, într-adevăr, inflație. Spuneai că lucrurile se repetă și se repetă și discursurile guvernatorilor. Mi-aduc aminte acum 2 ani. Sau se imită. Se imită, se copiază, va copy-paste. Da, și nu zic așa cu cea Greenspan. Eu? Nu Greenspan, da. Nu se imită, dar este ca și în cazul care ți l-am dat exemplu cu G7 și cu ieșirea pe piață cu declarații. Nu își pot permite prin discursurile pe care le au să fie foarte agresiv de o parte sau de alta. Pentru că generează dezechilibre pe piață. Creșteri sau scădere ale puterii de cumpărare sau nu a puterii de cumpărare, a valorii monedei sau altor instrumente. Lucru care este nedorit pentru o economie, să ai șocuri de genul ăsta. Că cineva pierde prea mult, cineva câștigă prea mult. Nu, nicio economie din lume nu sunt dorite aceste șocuri și de asta se fac, se pun aceste bariere. Mai avem o singură întrebare. Care dintre următoarele afirmații este corectă referitoare la întârzierea deciziilor de politică monetară? A. Nu e nicio întârziere. B. Ar putea dura mai mult de un an până când decizia de politică monetară va avea efecte. C. Întârzierea există atunci când dobânda de politică monetară crește, dar nu există atunci când scade. D. Întârzierea există atunci când dobânda de politică monetară scade, dar nu există când crește. Nu ar trebui să fie nicio întârziere. Nu ar trebui să fie nicio întârziere. Dacă BNR decide acum, sau Rezerva Federală Americană decide acum să majoreze rata de dobândă, imediat vor majora ratele de dobândă la depozite, spre exemplu, și băncile comerciale? Pe cine și-a pierderea? Pe cine și-a? Băncile comerciale? Ele, în niciun caz. În niciun la caz. Noi e totuși o întârziere. Cred eu. Ia să vedem ce spune și calculatorul. Pentru că, spre exemplu, ar putea dura. Este o probabilitate. Ar putea dura mai mult de un an până când decizia de politică monetară va avea efecte, așa spune guvernatorul Băncii Centrale, că noi ce vedem acum, vedem pe 6 trimestre, 8 trimestre. Adică ia decizie de creștere de rata dobânzii ca să aibă efect în 2008? Ca să aibă efecte în ceea ce urmărește el inflația, pentru că inflația e aceea care urmărește, adică eu umblu acum la dobândă și se vede în efectele de inflație, pentru că da, asta zice Banca Națională că umblă la dobândă, are dreptate sau? Nu știu că n-are dreptate. Umbli la dobândă, ți ies datele, orice economie matură se uită la datele care ies de inflație pe istoric și pe istoric 2-3 luni și la perspective, la un forecast. După care efectele sunt, de exemplu, Banca Marii Britanii care vrea să crească rata de dobândă acum, vrea ca până la jumătatea anului să nu mai aibă inflație. Sorin, încheiem aici. Mulțumim foarte mult, domnule și domnule, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Mulțumim și colegii noastre, Ana, pentru că a fost alături de noi. Ne revedem la The Money Show luni de la ora 21. Mai face. Da, la revedere.